ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why to play the clown, always missing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. She ain't by my side. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. I can sleep at night. She ain't by my side. Oh, the covers over. Oh, if I could dream, I hold you. Can't stop thinking. Am I on your mind? Now the nights are over. Miss you on my shoulder. Miss you there. My cheeks every night. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. I can't sleep at night. She ain't by my side. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. She's on my mind. I can't sleep at night. She ain't by my side. Hold the covers over. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can sleep at night, cause she ain't by my side. Hai, baby, hai, baby. Bravo! Bravo! Production. Bravo! Bravo! Cum te cheamă? Mă numesc Bădilaș Florin Emanuel. Și de unde vii? Vin din județul Tulcea, orașul Isaccea. Foarte tare. Isaccea. Mi se pare că ești o apariție foarte proaspătă, o gură de aer proaspăt, ai niște joase teribile. Dacă ar fi să continui la Vocea României împreună cu tine pe genul ăsta de piese, n-aș vrea să schimb nimic din ce faci acum. Deci oferta mea este în sensul de a îți împărtăși din ceea ce știu să fac și să construiesc pe, cu totul alte piese. N-am jucat niciodată Safe. Dacă cauți Safe, sunt minunate alte echipe. Eu sunt unsafe. Ce? Și asta este pledoaria mea în ceea ce te privește. Mulțumesc, mulțumesc mult. Dragul meu, eu nu cred că dacă ne alegi pe noi, acum cred că o să vorbesc și în numele prietenilor mei, că nici lor rog, nu prea le place cuvântul ăsta safe. Dar de ce? Okay, nu e greșit să fii safe. Da, exact. Uite, pe ei nu s-au aricit așa ăștia, colegii. Eu m-am aricit pentru că nici eu n-am jucat safe. Doar în momentele în care am simțit că e bine pentru concurenți să joace safe, pentru că la un moment dat trebuie să abordezi o strategie în concursul ăsta. Adică... Mie îmi spui. Ești genul ăla de voce care ar putea crea momente memorabile la Vocea României. Așa asta este. Mi-aș dori să fac cu tine dacă ai venit în echipa mea. Ca să rămâi în memoria oamenilor și să impresionezi de fiecare dată, cu fiecare apariție. Mulțumesc, mulțumesc. Știi ce mi-a plăcut mie foarte mult la ce ai cântat tu? Ce? Că te-ai jucat. Dar sunt convins că te-ai pregătit bine pentru momentul ăsta. Da, da, chiar am mulțit. Chiar ai o voce foarte versatilă și cred că ne-am potrivit foarte bine ca și gusturi muzicale. Îmi place și că m-aș ata cu Bob Marley. Mulțumesc. La fel, sunt Mamă, un mare fan Bob Marley. Da. Mamă, eu n-am văzut până acolo. Eu văd foarte bine, am cred o vedere de șoi. Am nevoie de ochelari. Cu auzul. Cu auzul mai prost. Da, mi-ar plăcea foarte mult să vin echipa noastră. Mi se pare că ești funny, mi se pare că ești... îți place să te joci. Joaca trebuie să fie un aspect important în viața oricărui muzician, oricărui artist. Mulțumesc. Revenind la ce a spus vecinul meu, Tudor, de peste drum. Așa. Orice alegere pe care o faci e riscant, adică nu știi ce te așteaptă. Parcursul e lung. Alegerea în sine nu e riscantă. Orice se poate întâmpla. Abordare poate să fie riscantă. Alegerea nu are cum să fie riscantă. Adică e o experiență totuși pe care o câștigi. Acum tu trebuie să te hotărăști pentru tine cu care strategie te-ai simțit cel mai confortabil. Da, cred că mai am nevoie de puțin timp de gândire, puțin. Ai. Denis, poți să vin un pic în locul tău să văd cum se simte măcar acolo? Te rog.
Dar nu știu dacă, îi să pot să simți ceva. Salut, în primul rând. Mă bucur să te cunosc. Și eu mă bucur. Ai voce foarte faină. Mă uit la susținătorii tăi. Să știi că nu e ușor să stai în scaun. E profesoara ta de canto acolo, așa e? Da, da. Băi, vreți să vă zic ceva? Aveam vreo 13-14 ani, începusem să merg la niște festivaluri grele prin țară și erau jurii care nu erau de acord cu ce cântam eu. Li se părea că e mult prea mult, că, mă rog, că cânt demonstrativ. Doamna profesoară se lupta cu juriu acolo pentru mine de fiecare dată și se certa cu ei la sânge, deși nu eram eleva dumnei ei. Ea avea alți concurenți în concurs și a zis certa pentru mine. S-a agățat bine, Teo, de momentul ăsta. Vă mulțumesc ăsta. Mult și e foarte talentat. Felicitări pentru activitate și pentru ce faceți. Eu cred că, de fapt, el a vrut să pună pe scaunul ăla ca să stea mai aproape de tine, Teo. E, e bine, bine ce așa, așa, nu contează, nu contează. Vreau să punctez eu aici un pic. Eu când am venit aici, toată lumea a încercat să mă sperie. Vezi tu, domnule, că o să fie foarte greu, foarte stresant. Și Pavel Bartoș, care sunt super recunoscător, mi-a spus niște cuvinte de aur. Denis, trebuie tu, în primul rând, să te simți bine. Eu, în locul tău, eu aș alege o echipă acolo unde simt că m-aș simți bine. Toate trei sunt faine, dar așa m-aș duce acum după vai. Mulțumesc pentru sfat. Poți să stai jos. Drag, bravo. Mulțumesc mult. Da, acum să auzim unde s-a simțit el bine. Cred că am luat o decizie. Așa. Mi-a plăcut foarte mult propunerea lui Tudor. Dar voi merge pe vibe și... voi merge pe Smiley și pe Teo Roz. Edi! Bravo! Safe! Bravo! Felicitări, ești foarte bun. E un copil bine pregătit și un copil care studiază mult, pentru că știu cum lucrează doamna profesoară. Nu avea nicio datorie față de mine, știi? Dar mă lua și pe mine la vocalize. Când mergeam singur, eu nu aveam profesor de canto, că eu făceam canto cu sorme. Și avea cântări în weekend când aveam eu concursuri. Și m-a băgat și pe mine în formație aici și făceam și eu vocalize cu copiii ei. Și la final, dacă nu luam premiul pe care considera că îl merit, să-și certa cu jurul.